Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte pe primarul din Bumbești Pițic, județul Gorj, care avea fermă de vaci cu poze, adică fermă cu poze de vaci și lua subvenții? Da, 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 le-a dat doar în poze. Da, cercetate, da. Chestii, nu știu ce. El a luat subvenții europene pentru o fermă de vaci. Vacile existau doar în poze și mai muta pozele din când în când. Bă, tot e bine. Da. Noi suntem, practic, acum... Cred că am devenit lideri regionali. În sfârșit s-a împlinit visul atâtor președinți și politicieni din țara aceasta. Suntem lideri regionali și un exemplu pentru alții, pentru bulgari, de exemplu, care au luat ideea primarului din Gorj, a omului de afaceri din Gorj, și au extins-o la nivel aproape național. Se estimează, deci, că aproape o treime din cirezile de vaci, deci din toate, nu doar din Bombești Pițic tătă al lor, din cirezile de vaci din Bulgaria sunt, de fapt, fictive. Ministrul Agriculturii din Bulgaria a declarat că peste 400.000 de bovine, ovine și caprine există doar pe hârtie. Și teoretic, cred, și unele sunt și prin poze. Asta e o țară de fotografi. Da. De ce? Bulgaria. Pentru subvenții. Și la ei pentru subvenții, ministrul a explicat, au început niște verificări, că au descoperit o fermă. Asta e, Bulgaria aici au greșit. Că ei au găsit un caz, s-au mirat, a ajuns la știri, la știri, și după aia au început și ei să facă verificări. La noi s-a oprit. Deci a fost cazul de la Bumbești Pițic, ha-ha, au râs proștii de la deșteptare, n-a mai verificat nimeni nimic altceva. Câte văcuțe om avea și noi prin poze în țara asta pentru subvenții, cine poate pentru ca să știe? Ministrul bulgar a explicat că pe măsură ce se extind verificările, ies la iveală din ce în ce mai multe văcuțe virtuale. Deci un fel de Farmville tătă, cred. O bălțată-tă. Da. Bălțată-tă. O bălțată-tă. Băi, oricum, ăștia, deci creativitate. Eu nu cred că doar bulgarii sunt de creativi. Eu cred că acum aflăm de la ei. Eu cred că oricum pe bulgarii au forțat să crească vaci. Serios, deci... și cred că de-aia și fac chestiile astea, că săracii nou... Pentru că ei mănâncă, practic, noi știm românii, că ei mănâncă numai, da, castraveți și alte legume. Nu, au mai împrumutat de la noi, mămăligă, tătă. Preponderent castraveți și alte legume. Dar ei nu au pasta cu laptele, au vreun fel de intoleranță la lactoză, eu m-am gândit mereu la ei, că n-au niciun talent, adică noi, bă, n-ai ceva de la bulgari, că-s vecinii noștri. Adică, uite, de la ungurea e rață ungurească, bună, nu? Cea mai bună rață de pe piață e rața ungurească. Da. Bulgarul n-are decât castravetele. Știi ce zic? Adică fără bulgăresc. Să nu se supere pe mine ascultătorii bulgari. Mâna la oțet. Dar n-au și ei un porc, un ceva, o vacă, un lapte, un iaurt bulgăresc, o ceva, știi, iaurt grecesc, vezi, sare toată lumea peste ei. Mai am o chestie din Bulgaria, apropo, care la fel, nu știu, băi, o fi doar la ei. Deci o altă mare afacere bulgărească din domeniul alimentar pare a fi un ordin pentru confiscarea vreme de 6 luni a importului de carne și pui de carne de pui și ouă din Polonia. Organismul respectiv a zis că tot ce se mai importă de acum trebuie confiscat, argumentând că aceste cantități ar trebui testate pentru salmonela, drept pentru care virtualmente s-au oprit importurile de carne de pui și ouă din Polonia în Bulgaria. Sigur, nimeni n-a putut dovedi niciun caz de infestare cu salmonela. Presupunerea e că această interdicție a fost impusă ca să favorizeze niște firme autohtone de pui și ouă. Înțelegi? Deci proști nu sunt, deci, cumva. Deci unii de la SNFSV-ul lor au zis, care e problema? Boss, ne distrug polonezii. Acum am avut noi cu roșia românească, iau cu ouă bulgăresc. Dom'le, uite, vezi, poate se specializează în asta. Eu nu știu dacă e bine să vorbim despre asta la radio. Am senzația că suntem ascultați și poate dăm idei cuiva de pe la vreun organism dintre ăsta și cine știe, ne mai trezim cu... Că nu mai avem Vita Angus, da. Șarolez, mâncăm numai bălțate. Deci cineva în Bulgaria are... O, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.